Frați în Hristos, uluitorul eveniment povestit în Evanghelia liturgiei de astăzi s-a petrecut în Betania, un setuc pe care muntele măslinilor îl desparte de cetatea sfântă a Ierusalimului. Cuvântul Betania poate fi tradus în două feluri: casa prieteniei și casa durerii. Într-adevăr, aici era casa prieteniei, căci aici era familia prietenilor lui Iisus, formată din Maria, Marta și Lazar. O familie caldă de afecțiune fraternă, cum o numea Papa Paul al VI-lea în vizită la Betania. Aici trăgea Iisus, ori de câte ori cobora din Galileea la Ierusalim. El, la sfârșit, când a venit la Ierusalim ca să nu se mai întoarcă, venea în fiecare seară în casa prietenilor săi. După ce o zi întreagă era pândit, hărțuit, hulit, amenințat cu moartea de dușmanii săi la Ierusalim, căsuța din Betania era pentru el o oază de liniște, de pace, de bucurie, unde găsea nu numai o bucată de pâine și o farfurie cu mâncare caldă, dar mai ales găsea niște inimi calde, primitoare, înțelegătoare, care îl iubeau cu o afecțiune sinceră. Aici, în căsuța din Betania, descoperim inima adevărată de om al lui Iisus, inimă capabilă de iubire, de afecțiune, în forma ei cea mai delicată și mai nobilă, care este prietenia. Iisus îi iubea pe Maria, pe Marta și pe fratele lor Lazar, notează evanghelistul. Prietenul nostru Lazar doarme, le spune Iisus ucenicilor când află de moartea lui Lazar. Și ucenicii îl iubeau pe Iisus, dar nu îi se adresau niciodată cu cuvântul prietene, și cu apelativul învățătorule. Iată cum îl iubea, remarcă și iudeii veniți să le consoleze pe cele două surori, văzându-l pe Iisus plângând în fața mormântului. Prietenia ce îi lega o autorizează pe Maria să adreseze lui Iisus cuvinte de reproș: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. Când Iisus intra în casa prietenilor săi, era sărbătoare. Dar, într-o bună zi, casa prieteniei se transformă în casa durerii, a doliului. În momentul în care Iisus a aflat de situația gravă în care era prietenul său, se găsea dincolo de Iordan, la o distanță de circa 70 de kilometri. Când ajunge la Betania, Lazar era mort de 4 zile și intrat în putrefacție. Aflând că sosește Marta, îi iese în întâmpinare. Iisus, văzând-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră, s-a înfiorat în sufletul lui și s-a tulburat. Unde l-a spus? Doamne, vino și vezi. Iisus plângea. Plângea în hohote. Un Dumnezeu care plânge la moartea prietenului său, care nu-și ascunde propriile sentimente, căreia nu este rușine să se arate uman, este un lucru la fel de uimitor ca învierea unui mort îngropat de 4 zile. Lacrimile acestea sunt și ele o mare minune. Dați la o parte piatra. Doamne, remarcă Marta, miroase greu, căci este mort de 4 zile. Notează evanghelistul
că Iisus din nou s-a înfiorat în El însuși. Iisus se înfioară, se tulbură în fața morții, așa cum ne înfiorăm, ne cutremurăm, ne tulburăm noi cu toții. Nu acceptă moartea, o respinge, o detestă din străfundurile ființei sale. El, Dumnezeu, creatorul omului, vede în Lazar, intrat în putrefacție, capodopera mâinilor sale desfigurată, urâsită. Îl vede pe omul care a ales degradarea, descompunerea, prin faptul că, prin păcat, l-a abandonat pe Creator, a respins iubirea. Ne spune Biblia că Dumnezeu a văzut tot ce făcuse și iată că tot ce a făcut era foarte bun, foarte frumos. Moartea nu este lucrarea lui Dumnezeu, este lucrarea omului. Scrie Apostolul Pavel, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Iisus s-a înfiorat și a plâns la mormântul lui Lazar, văzând în spiritul său drumul lung pe care l-a parcurs omul fugind de Dumnezeu, de la parfumul îmbătător al Edenului la duhoarea grea a cadavrului, de la pajiștile înflorite și luminoase ale paradisului la hruba întunecoasă, strâmtă, asfixiantă a mormântului săpat în stâncă. Mântuitorul s-a înfiorat și a plâns de milă, de compătimire, pentru toți oamenii ajunși în stare de degradare, de descompunere fizică și mai ales spirituală. Lazar, vino afară! Și a ieșit mortul cu mâinile și picioarele legate. Dar Iisus nu este un sentimental, un filozof umanitar, un filantrop. Iubirea, prietenia lui față de Lazar, față de Lazar cel mort și față de toți oamenii destinați morții, înseamnă dăruire, jertfă, sacrificare a propriei vieți. Când a aflat că prietenul său e grav bolnav, Iisus se afla departe, într-un loc sigur, liniștit, unde se ascundea spre a fi la adăpost de ura iudeilor care voiau să-l omoare. Se întoarce la Betania, deși știa ce-l așteaptă. Uimit, ucenicii îl avertizează, învățătorule, acum de curând iudeii căutau să te omoare cu pietre și te întorci în Iudeia? Când Lazar apare în ușa mormântului, tristețea, jalea, plânsul se transformă din nou în bucurie. Prietenii săi organizează pentru a sărbători evenimentul o masă festivă, în cursul căreia Maria unge picioarele lui Iisus cu parfum. Ospățul este însă umbrit de o tristețe, căci Iisus își prevestește moartea ce va veni peste câteva zile numai. Gestul Mariei era un gest de mormântare. Iisus îi spune lui Iuda, lasă-o în pace, căci a păstrat acest parfum pentru ziua îngropării mele. E ca și cum Iisus i-a chisus lui Lazar la acel ospăț festiv. Lazar, ca tu să poți trăi, eu trebuie să mor. Ca tu să te poți ridica din mormânt, eu trebuie să mă așez în locul tău. Lazar, cel mort și înviat, este simbolul întregii omeniri. Învierea lui este garanția învierii noastre, a tuturor. Dumnezeu făcuse prin profetul Ezechiel promisiunea pe care am auzit-o în prima lectură a liturghiei. Iată, voi deschide mormintele voastre, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Profeția se împlinește în Hristos, care ne asigură în dialogul cu Marta, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă va fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine,
nu va muri în veci. Terlanzăr este totodată simbolul altei învieri, al învierii sufletești, al ieșirii din mormântul și întunericul păcatului la lumina și la viața Harului. Peste câteva clipe ne vom ruga la prefața liturgiei. El, Hristos, om adevărat fiind, l-a plâns pe prietenul său Lazar și Dumnezeu fiind, l-a chemat din mormânt la viață. Iar acum, arătându-și îndurarea față de tot neamul omenesc, prin tainele sfinte ne conduce la viața cea nouă. Minunea de la mormântul lui Lazar continuă și astăzi în biserică și în lume. Iisus continuă să se înfioreze, să se tulbure și să plângă. Se întreabă Sfântul Augustin, de ce se tulbură Hristos la mormântul lui Lazar, dacă nu pentru a te învăța că tu trebuie să te tulburi când te vezi apăsat și strivit de greutatea atât de mare a păcatelor? Te-ai cercetat, te-ai recunoscut păcătos și ți-ai zis, am făcut cu tare păcat și Dumnezeu m-a iertat. Am făcut cu tare păcat și Dumnezeu a amânat pedeapsa. Am ascultat Evanghelia și am disprețuit-o. Am primit botezul și am căzut în aceleași greșeli. Ce fac? Încotro merg. Cum pot să ies din ele? Când vorbești astfel, înseamnă că Iisus se înfioară, deoarece credința îți dă ție fiori. În accentele celui care se înfioară, se anunță speranța celui care învie. Lazar, vino afară! Chemarea aceasta ne-o adresează fiecăruia dintre noi astăzi Iisus. Ne spune pe nume, vino afară! Ieși din mormântul întunecos al păcatului, al egoismului, al dezordinei morale, al singurătății, al pustiului interior, căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi deschide mormintele voastre, voi pune Duhul meu în voi și veți trăi.